Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 24 aprilie. A dat un pic soarele, e un pic mai cald azi. Albinele lucrează foarte bine, fiindcă am rapița în zonă și coloniile mari culeg în foarte bine. Dar ce vreau eu să fac este că să verific o colonie, că am venit să le dau apa cu minerale. Am văzut că în majoritatea videoclipurilor, toți cu largă scoase afară, trântori, răciți, la mine n-a existat așa ceva. Nu este normal dacă cuibul e bine organizat. Dar aici am o colonie care mi s-a părut mie că nu prea mai încape în ladă. Adică în ladă încape, dar nu mai încăpea în zona în care am strâns-o eu. Și albina stă deasupra, așa, îi place ei să stea frumos așa. Și iată că apa este consumată. O să vă arăt și de ce are loc aici albina suficient, nu-i problemă. Și acum o să îi adau grame. Se vede, da? Iată ce frumos s-a extins, da? Nu trebuia să vin eu, cum să zic eu, în filmele anterioare, e un pic nedumerire că de ce îi ții strânși, știi, așa, colonia, până când se dezvoltă ea. Iată că așa se dezvoltă și acum pot liniștit să vin cu ramele mai departe. Acum are nevoie de loc, dar eu sunt aici să vin la această colonie, să dau un pic mai în spate, așa e bine. Uite, aici au început să crească făguraș din aia, fiindcă ei cică nu mai ar avea loc în cuib. Loc ar mai fi după mine, nu e problemă, dar matca aceasta fiind roșie, se extinde totul în alt ritm față de alte rase de regină. Aici avem albinuțe. Ia să vedem acum dacă rama care eu i-am lăsat-o de margine, aceasta, are puieț, o larvă. Da, are larve, a venit matca aici, a început să căpăcească și puietul este frumos și sănătos, plus mieră. Acum trebuie extins. În mod normal nu aș mai verifica mai departe, aș pune acolo două rame, una goală, una goală-goală și încă una cu miere, da? Pot, dacă vreau o extindere un pic mai mare și fără să afectez acest puiet, atunci pot foarte ușor să trag tot cuibul. Azi le pun și un pic de formic, așa la două săptămâni le pun eu un pic de formic. Haideți să mergem mai departe. Aceasta este o matcă care s-a dezvoltat un pic mai încet. Da? Și iată ce frumos aici. Deci nu vezi tu trântorii scoși afară. Da? Deci nu sunt scoși afară.
Nu e normal, adică să... Iată ce ramă superbă, da? Așa arată puietul. Puiet sănătos. Asta datorită uleiurilor esențiale, ceaiului de scorțișoare și tratamentului cu varo, pentru varo. Acum că este foarte important acest lucru, tratamentul antivaroa. Va crește și această colonie, nu nicio problemă, nu stau cu frica că nu crește, dar n-am pierdut nici măcar o larvă cu aceste zile friguroase. Iată ce frumos! Și nu am nici boci, da? Ce frumos! Aici e o ramă a băgat polen. Dar matca a mai găsit ea celule sau nu e o problemă. Foarte frumos. Merg până în capăt și o să pun o ramă în capăt și două în partea cealaltă. Așa voi extinde acest cui. El a plecat de la două rame. Acest cuib a plecat de la două rame, de menționat. Poți foarte frumos să extinzi și de la două rame. Aici, uite, este loc suficient să depună matca ouă. Deja a depus ouă. Și aici totul arată foarte frumos. Larvele prezente. Totul este în regulă. Altfel își gestionează cuibul o colonie plină cu albine. Probabil ați văzut și dumneavoastră acele filme pe YouTube unde albina dispare de pe ramă în momentul în care o scos din stup. Este un lucru care îl urăsc cel mai tare. Iată, aici ai clozat albina și a depus din nou larve. Iată ce frumos! Mătcuța este o beca. Nu fuge albina, nu este crispată că am ridicat rama. Totul este în regulă. Nu e mai frumos să vezi așa? Eu zic că e mult mai plăcut să vezi o colonie care, în momentul în care ridici o ramă cu albine, să stea albina la locul ei, nu se fugă în toate direcțiile. Și aici am puiet căpăci. Iată, aici este plac. Frumos. Deci aici a fost această ramă băgată cu mâncare. A înlocuit mâncarea și a băgat larve. Totul frumos. Foarte, foarte cuminte albina asta. Așa, și acum aceasta ar fi ultima ramă. Care este plină cu mâncare. Acest lucru este important, să aibă mâncare. O colonie nu se dezvoltă fără mâncare. Iată ce de mâncare are aici. Nu las colonia flămândă niciodată. Asta contează foarte mult. Și acum, aici este nevoie de ramă goală. Ramă goală, ramă goală, plus cea de margine va veni acolo. Deci doar două rame goale, trei. Mă duc să caut acele două rame goale. Gata, am adus ramele goale. Așa, una mai albă, una mai neagră. Până dețin aceste rame, foițe dau mai puțin, așa. Dar va veni vremea când voi da și foițe, fiindcă roii
care vor rezulta la mijlocul la sfârșitul lunii mai, în luna iunie, cam în acea perioadă cresc eu roii, fac roișorii. Iată o ramă neagră, bună, goală, pentru astfel de colonie, e numai bună. Acolo o să aibă extindere, se va extinde. Așa. Deci iată că nu e nicio problemă, suntem la sfârșitul lunii aprilie și dacă ai avut o colonie pe două rame și ai avut miere suficientă, cu această organizare, să zic așa, de câteva rame, se poate dezvolta o colonie foarte, foarte frumos. O mai las câteva zile, adică vreo 10 zile, fiindcă tot îi trebuie între 6 și 10 zile ca să eclozeze albina și ea să crească. Această colonie să crească mai departe. Superb! Îmi place foarte, foarte mult. Așa, punem și această ramă. Bun. Și această ramă care, păi, ea a crescut un pic de făguraș, e cu mâncarea ea. Aceasta o să rămână ramă mărginașă. E tot, face parte tot din rezerva stucului. Nu o să o deranjez. Până la urmă o să vină în capăt de tot această ramă și va rămâne așa. Eventual aș putea eu să o descăpăcesc, dar nu și are rost. Așa, frumos, iată. Deocamdată îi pun această diafragmă. Acum este în 10 rame. După mine, ce să vrei mai mult? De la 2 rame să te duci în 10 rame, cred că... N-ai ce să mai... Nu e pentru cules, să zicem, dar... Poți să faci așa, poți să lași așa, să-i pui catul să se dezvolte și să fie la iernat o mică mai colonie, da? Să fie o colonie mare, 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 dacă vrei așa. Sau poți să faci din el, de exemplu, încă 2 roi. Acesta este scopul principal al meu, să fac roișori. Perfect, acum are loc și matca, iar aceste regine știu că au un instinct scăzut de roire. Vin cu formicul, pun un pic de formic. Gata și cu formicul. Îi pun și apa cu minerale. Așa, perfect. Foarte, foarte mulțumit de dezvoltare. Așa, să-i aduc și apa.
Uite, întorci borcanul cu capul în jos deasupra la găleată și se formează vidul. Astfel poți aduce borcanul. Îl așez deasupra și asta e tot. Bun. Foarte fain. Nu tu cuiet răcit, nu tu trântul scoș, nu nebuni din asta. Astea nu fac parte dintr-o colonie care e sănătoasă. Bun, cam atâta la această colonie. Iată ce frumos s-a dezvoltat. O să mă duc eu la racheta mea care se dezvoltă într-un ritm foarte, foarte alert. O să-l vedem împreună cât a mai crescut în câteva zile. Cam atât, până data viitoare, numai bine și nu uitați să accesați link-urile din descriere ai diversilor sponsori. Până data viitoare, numai bine!